Bună seara, dragii mei prieteni! Sunt bucuros să vă întâlnesc din nou într-o vineri seară frumoasă, aproape de primăvară. Sigur că subiectul este intitulat Vieți de oameni. Cine nu învață din experiențele altora este invitat să învețe din experiența lui personală, care zic eu că adeseori costă mai mult decât ascultarea de experiența care vine odată cu trecerea anilor și părul cărunt. Știți, Dumnezeu cheamă în lucrarea sa pe Avram, care era bătrân, avea și el această meteacnă, apoi pe Sara, care era plină de nerăbdare. Dumnezeu cheamă în lucrarea sa pe Isaac, care spre finalul vieții s-a dovedit a fi gurmand, apoi pe Iacob, cel înșelător. Dumnezeu îl cheamă în lucrarea sa pe Moise, care omorâse pe egiptean. A chemat pe Ilie, care era curajosul fricos, care fugise de Izabela. Dumnezeu a chemat în viața sa pe Gedeon, un om care nu venea dintr-o familie bună, părinții lui erau idolatri. A chemat pe Iona, tocmai Iona încăpățânatul. A chemat pe David, care era pătat din punct de vedere moral. Pe ucenicul său Petru, care tocmai se lepădase de Domnul Hristos. Tatăl Ceresc a chemat în lucrarea sa pe Toma, care își exprimase public încăpățânarea necredinței sale. L-a chemat pe Apostolul Pavel, un fost călău intelectual. În lucrarea sa l-a chemat pe Matei, un vameș versat. Pe Ioan, fiul tunetului, care era gata să ardă un sat întreg doar pentru faptul că oamenii nu gustaseră predica Domnului Hristos. Și bineînțeles că lista poate continua până ajunge la noi. Evident că întrebarea se pune: suntem și noi pe această listă? Dumnezeu nu cheamă în lucrarea sa oameni calificați, ci califică pe oameni pentru lucrarea pentru care îi cheamă. Nu ne cheamă că suntem calificați, prieteni, ci ne cheamă ca să ne califice. Dar ce trebuie să știm, sau este de știut, este că această calificare ne invită la sacrificiu. Nu toți cei care sunt chemați pentru calificare vor fi acceptați. Mulți chemați, puțini calificați. Mulți chemați pentru calificare, dar puțini vor fi aceia care vor fi aleși. Olarul a respins o grămadă de lut care a refuzat să se lase modelată, dragii mei prieteni. Vremurile bune nasc oameni slabi. Oamenii slabi nasc vremuri rele. Vremurile rele nasc oameni puternici. Oamenii puternici produc vremuri bune. Așa a fost de când lumea, o istorie a lumii într-un cerc închis. Oamenii care au trecut prin război, să știți că s-au întors acasă, au devenit oameni morali, mai morali decât erau înainte, oameni puternici, pentru că au trecut prin vremuri rele. Aceștia au produs o generație de după ei, o generație de pace și liniște. Cei care au făcut război și-au dorit pacea, cei care s-au născut în timp de pace își doresc războiul. Sigur că implicațiile sunt catastrofale atunci când lumea neîncercată de război, o generație de tineri care vede războiul doar la televizor, își dorește să aibă parte de această experiență nefastă a războiului. Ne uităm pe lista lungă de oameni prezentată în Cartea Evreilor, capitolul 11, nu, dacă vreți, oameni care au fost salutați, campioni ai cuvântului Dumnezeu. Ochii mi se opresc asupra unei declarații foarte interesante care mă duce cu gândul la Iacob. Citeți din Evrei capitolul 11. Merg tocmai până la versetul 21. Prin credință, Iacob, când a murit, a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său, ne spune declarația cuvântului în Evrei, capitolul 11, versetul 21. Uneori trece prin viață așteptând un eveniment major să se întâmple, un eveniment care se lasă așteptat mai mult sau mai puțin, până chiar la finele vieții cuiva, prieteni.
Iacob este acum bătrân, vă dați seama, și închinarea despre care se vorbește în Evrei 11:21 îi reamintește de vorbele spuse de Iosif în legătură cu un vis pe care l-a avut și care a fost generat pe vremuri, în vremurile tinereții lui Iosif, și bineînțeles că aceasta a provocat chiar indignare în inima tatălui și chiar în inima mamei lui. Despre ce este vorba? Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi, ne spune cuvântul. Am visat un vis, soarele și luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui și fraților săi acest vis. Tatăl l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Dragii mei prieteni, Iacob s-a sprijinit pe toiag și s-a închinat înaintea lui Iosif, chiar înainte de a muri. Așa ne spune raportul vieții. Și uite că un astfel de vis al lui Iosif se încheia o realitate a unui vis care avusese loc. Uite așa, viața lui Iacob avea să se încheie în momentele acestea în care se pregătește să treacă la odihnă. Titlul subiectului este foarte, zic eu, semnificativ în contextul în care noi învățăm despre oameni, vieți de oameni. În felul acesta mă întreb, ce fel de viață a avut Iacob? În cuvânt ni se vorbește de faptul că dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dar ce vom înțelege în această seară, prieteni, este că totuși istoria arată că de multe ori lucrurile rele se pot întâmpla oamenilor buni, oamenilor de calitate. Iacob, spre exemplu, când a înșelat pe tatăl său, Isaac, a profitat de faptul că Isaac avea vederea slăbită, așa ne spune Biblia, a profitat de slăbiciunea tatălui său și a primit în viața sa tocmai o persoană cu vederea slăbită, Leia. Dumnezeu îngăduie în viața noastră experiențe similare după dictonul: cum ai făcut, așa ți se va face. Și totuși, dacă trecem în revistă viața acestui campion al suferințelor, Iacob, vedem într-adevăr că lucruri rele se pot întâmpla oamenilor buni, oamenilor de calitate. În capitolul 30 avem o situație care este o repetare la Indigo a greșelii făcute de bunicul său Avram și bunica sa Sara. Rahela, soția lui, pe care o iubea, supărată pe viață, i-o pune în pat pe Milca, roaba sa, ca să mai producă un caracter de gen Ismael, numai că de data asta numele lui avea să se numească Dan. Ismael era împotriva tuturor, un măgar sălbatic care este împotriva lumii și lumea împotriva lui. Dan, la fel ca Ismael, avea să fie și el cel care înțeapă calul ca să cadă călărețul. Sara și Rahela au ales prost pe Agar, nu? Și respectiv Milca, ca să producă două vlăstare care n-aveau să rămână în cartea lui Dumnezeu, Ismael și Dan. În capitolul 31 apare persecuția din familia socrului mic, care devine socru mare și pornește să-l omoare pe Iacob. Nu. Laban este în căutarea unei revanșe, în căutarea omului care i-a distrus în ghilimele fericirea. În orbirea și în egoismul lui, Laban dorește să-l omoare pe Iacob, capitolul 31. În capitolul 32, după ce scapă domnul de socru, Iacob află că vine fratele său să-l omoare. După pauza din capitolul 33, urmează necinstea fiicei lui în capitolul 34 și asasinarea, ca să nu spun măcelul organizat în secret de fiii lui Iacob. În capitolul 35, dragii mei, moare nevasta de care fusese îndrăgostit toată viața, Rahela, și îi mai moare și tatăl pe care îl înșelase. Lacrimi și regrete amare curgeau pe fața lui Iacob, prieteni. Un alt rău întâmplat în viața lui Iacob este un act oribil care este înregistrat pe pagine Scripturii, un păcat care comite unul dintre fiii lui. Dan intră la una dintre țiitoarele sau concubinele tatălui său și aceasta avea să pecetluiască viitorul lui Dan pentru totdeauna. În capitolul 37 îi se confiscă cel mai iubit fiu, Iosif, vândut de cei din casa lui, urmând un travaliu aproximativ de 17 ani.
Iată pe scurt viața unui om. Ce învățăm din toate acestea, dragii mei? Dumnezeu nu cheamă pe oameni calificați ca să îi slujească, ci Dumnezeu cheamă oameni pe care să-i califice într-un proces al suferinței pentru slujba Lui. Noi am vrea să trecem ca niște pasageri anonimi în viață, dar nu putem controla influența noastră și impactul pe care influența și faptele noastre îl vor avea asupra lumii, indiferent de voința pe care o avem. Dacă vrem să facem valuri, bineînțeles, atunci preferăm să rămânem mediocri sau anonimi, dacă vreți, adaptându-ne majorității. Vom mânca ce mănâncă majoritatea, vom gândi ca majoritatea, vom face ce face majoritatea, vom merge prin locurile unde merge majoritatea și odată ce ne-am neutralizat propria noastră unicitate de caracter pe care Dumnezeu ne-o vrea și ne-a pus-o acolo ca să fim unici în lumea asta, nu mai avem nevoie de curajul de a fi campioni. Se cere curaj să fii unic. Da, dragii mei, se cere curaj să nu fii ca ceilalți. Se cere curaj să fii diferit. Se cere curaj să ai succes în viață. Se cere curaj să fii biruitor în luptele vieții. Lumea nu vorbește, dragii mei, despre cei care pierd. Lumea vorbește despre cei care înving. Lumea va vorbi de tine doar în cazul în care vei fi un învingător. Doar în cazul în care vei câștiga o luptă, doar în cazul în care vei lăsa o impresie puternică asupra oamenilor din jur. Lumea vorbește despre campioni. Lumea nu vorbește despre cei care pierd. Lumea preferă să vorbească despre cei care câștigă. Nici o carte care are un sfârșit negativ, nici o carte în care eroul pozitiv moare, nu este plăcută și foarte mult citită de oameni. Avem curaj să ieșim din anonimat și să fim biruitori? Aceasta este întrebarea. Vom avea curajul să facem diferența între viața aceasta și viața viitoare? Acesta este un lucru care ar trebui să ne marcheze. Curajul de a câștiga este produsul unei minți de învingător. Așa spunea marea campioană, dacă nu mă înșel, la tenisului, Billie Jean King. Un campion, unui campion îi este frică să piardă. Tuturor celorlalți le este frică să câștige. Asemenea, evreilor din zilele lui Hristos, spune Pana Inspirată, mulți astăzi aud și cred cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar nu sunt dispus să iasă pe platforma ascultării și să accepte adevărul așa cum este în Iisus. Intri în ring. Platforma ascultării este ringul în care se găsește Goliatul secolului 21, care ți aruncă mânușa în mod provocator, iar tu poți să intri pe platforma, să ieși pe platforma ascultării, să accepți adevărul și să lupți pentru adevăr. Povestea un mare campion, Jack Dempsey, am mai povestit eu despre el într-o prezentare odată și a petrecut mai toată viața la podea. Și un jurnalist l-a întrebat, cum e posibil ca totuși, dacă numeri timpii sau orele sau minutele sau secundele în care ai fost strântit la podea, făcut cheo și momentele în care ai stat în picioare, și le compari, nu poți să compatibilizezi aceste timpuri sau aceste momente ca să te justifice ca fiind campion mondial la semigrea. Când eram tânăr, am fost făcut cheo de foarte multe ori. Credeți-mă, nu venea să mă mai ridic de la podea. Însă nu îmi puteam permite riscul acesta. Nu îmi puteam permite să rămân jos. Trebuia să intru în posesia celor 2 dolari în calitate de învingător sau eventual să plec flămând de acolo. Trebuia să mă ridic. Dacă ai ști cum e să nu fii mâncat de vreo 2 zile, mai înțelege, spunea Jack Dempsey. Campionul este acela care se ridică de la podea atunci când nu mai poate. Întorcându-ne la lista campionilor din cuvântul lui Dumnezeu, observăm că toți au fost făcuți cheo. Avram e făcut cheo la bătrânețe când intră în camera lui Agar, se ridică însă de la podea atunci pe muntele Moria, când îl aduce jertfă pe Isaac fiul său. Moise, și el a făcut cheo la bătrânețe, cea mai extinsă viziune pe care o ființă umană a văzut-o vreodată, de la istoria căderii lumii în păcat până la revenirea Domnului Hristos, crucificarea lui inclusiv și toate celelalte. Obosit, dar mulțumit și satisfăcut, se pleacă pe pământ în timp ce Domnul Hristos îi pune coroana de campion pe cap. Moise este recunoscut un alt campion, privind harul iertător și coroana de campion. Moise se odihnea până în ziua în care Domnul Hristos
a venit să se certe cu vrăjmașul pentru trupul lui, așa cum spunea cartea lui Iuda. Domnul Hristos îl invită pe Moise într-o lume minunată, o lume în care avea să se întâlnească cu un alt campion făcut cheo, Ilie, nu? Ilie este făcut cheo și el, tot la sfârșit. Nu știu dacă era bătrân sau nu, dar oricum Ilie este făcut cheo la sfârșitul meciului sau la sfârșitul luptei pentru instabilirea reformațiunii în Israel. Fuge de Izabela, abandonează lupta și totul se ridică prin pocăință. Primește și el confirmarea de campion când îi se spune: ce faci tu aici? Da, chiar ce faci aici? Ce-i cu tine aici, Ilie? Unde trebuia să fii tu? Ilie se ridică de la podea și spune: nu sunt mai bun decât părinții mei. Iisus spunea: amin, acum ești vrednic să fii și tu un campion, să te pun într-un car de foc și să fii cu mine în împărăția cerului. Dacă până ieri tu, Ilie, îți băteai joc de profeții lui Baal și credeai că toate lucrurile merg așa în vârful degetului, a trebuit să vezi ce înseamnă un om fără Dumnezeu. Așa că Ilie a fost trântit la podea pentru un scop nobil, acela de a renunța la aroganță, la infatuare, la apartenența lui de sânge ca fiul al lui Avram și a se încrede cu totul în dragostea, mărimea, iertarea și iubirea Tatălui nostru din ceruri și a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, dacă mergem mai departe în lista asta, David este făcut și el cheo exact atunci când lasă garda jos și crede că dușmanul este biruit. Se ridică cu greu de la pământ în timp ce Absalom, fiul său care era arbitru și jucător în același timp, îl numără la podea pe tatăl său. Dacă nu te ridici, vei muri de mâna mea, spunea Absalom, nu? Atunci îl lasă depresia care îl stăpânea de multă vreme și se ridică de la podea și fuge în picioarele goale, în timp ce urcă desculs dealul și acceptă blestemul lui nelegiuit ca pe o binecuvântare. Este anunțat în cer: acum David este campion, un om după inima lui Dumnezeu. Niciodată nu fusese David așa plăcut Domnului Iisus ca atunci când mergea cu picioarele desculse și spunea: lasă să blesteme, poate că l-a pus Dumnezeu. Primise marea dublă în ring, marea lovitură dublă. De obicei nimeni nu se mai ridică după upercutul adulterului și dreapta crinei. Și totuși David, prin harul lui Dumnezeu, s-a ridicat de la potea, mergea pe deal și spunea: dacă Dumnezeu va îngădui vreodată să mai văd chivotul, îl voi mai vedea. Dacă nu, facă-se cum va voi Dumnezeu. Petru, intrăm în Noul Testament, a intrat și el în ring să lupte și Domnul Iisus, antrenorul spiritual al lui Petru, i-a spus: nu poți lupta cu adversarul pentru că ai dormit la antrenament. Petru zice: nu te recunosc ca antrenor spiritual al meu, chiar dacă toți aceștia se vor lepăda de mine, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. I-a trebuit lui Petru 3 cheo sau knockout-uri. L-a numărat arbitru și așa cum era Petru jos, după pumni încasați, nu mai vedea nimic. Când numărătoarea a ajuns la 3, a cântat cocoșul. Și prin ceață, Petru și-a revenit și a privit printre coardele ringului la antrenorul disprețuit mai devreme, acum în sala de judecată. Domnul Iisus Hristos, antrenorul său spiritual, se uita la el. Cele două priviri s-au întâlnit. Privirea lui Petru, în ceață, confuză, buimacă, și privirea Domnului Hristos plină de milă și de compasiune. Petru se ridică și continuă lupta exact în locul unde dormise la antrenament în Ghețimani. Acolo, orientat de picăturile de sânge curse de pe fruntea Domnului Iisus, biruiește el însuși, îl recunoaște pe Domnul Hristos ca mântuitor, iar Iisus îl recunoaște pe Petru ca un campion al credinței, spunându-i: acum, Petre, paște oile mele. Dragii mei, o pană inspirată spune că privirea pe care i-a oferit-o Domnul Hristos în momentele acelea lui Petru a fost o privire mântuitoare. Dacă în locul acelei priviri pline de milă și de compasiune, Petru ar fi întâlnit o privire plină de dojană, de resentiment, de dispreț, așa cum de multe ori noi ca părinți o oferim copiilor noștri, pana inspirată spune că Petru a fi luat-o pe urmele lui Iuda. Dar ce minunat este că Petru a putut, în momentul în care era la podea,
să se uite în ochii Domnului Hristos și să citească în privirea minunată, blândă, plină de dragoste a Mântuitorului iubire, iertare, compasiune, îngăduință, răbdare și o nouă șansă. Sigur, dragii mei prieteni, că din viața marilor campioni se poate descoperi un singur lucru. Este posibil ca anumite părți sau anumite fragmente din viața lor să fie și o parte din ecoul vieții noastre, măcar o parte, dacă nu întreaga viață. Toți acești mari campioni pe care i-am prezentat aici pe scurt au un punct comun, prieteni: regretul și pocăința, dependența lor de Dumnezeu. Așa cum spunea Jack Dempsey, campion este acela care se ridică de la podea atunci când nu mai poate. Și cine vine oare să ne dea nouă această virtute de a ne ridica de la podea când nu mai putem? Pototul în Hristos care mă întărește. De 7 ori, spune Pana Inspirată, să cadă cel neprihănit și de 7 ori se va ridica. În Ioel ni se spune în partea a doua a versetului 3:10, cel slab să zică sunt tare. Aceasta este un tratament pentru mintea provocată în fiecare zi. Cel slab să zică sunt tare în Domnul Iisus Hristos. Cel mai slab urmaș al lui Hristos a intrat în alianță cu puterea infinită sau cu puterea infinită, spune Pana Inspirată, adică cu Domnul Iisus Hristos. Credința lor, vorbim acum de campionii, cei 3 campioni care au fost provocați sau li s-a aruncat mănușa în Valea Dura, faceți aminte, a curs multă cerneală pe tema acestui act de eroism, acestui act de curaj a celor 3 campioni în fața lui Nebucanețar. Știți, în momentul în care ei au pronunțat acele cuvinte, ei înșiși au auzit cuvintele pe care le-au rostit, s-au întors înapoi în creierul lor, le-a recepționat și le-a întărit credința, dragii mei prieteni. Credința lor s-a întărit în timp ce declarau că Dumnezeu va fi glorificat în actul eliberării lor. Și cu asigurarea născută implicit de încrederea lor în Dumnezeu, au adăugat: și chiar dacă nu ne va scăpa, tot nu ne vom închina. Credința lor, spune Pana Inspirată, s-a întărit când? În timp ce declarau că Dumnezeu va fi glorificat în actul eliberării lor. Pentru că aceste cuvinte se întorc înapoi în auzul urechilor noastre și creierul nostru, mintea noastră, credința noastră poate fi stimulată sau poate fi descurajată. Din cuvintele noastre vom fi scoși, vinovați sau nevinovați. Cuvintele noastre vor fi cele care vor hotărî statutul creierului, statutul minții, statutul integrității noastre morale, statutul credinței noastre. Nu rostiți niciodată cuvinte de îndoială, nu rostim niciodată cuvinte de descurajare. Toate acestea au un impact și un efect vătămător, otrăvitor, nu numai asupra persoanelor din jurul nostru care pot să derapeze spiritual, dar vor avea impact și asupra noastră ca indivizi. Să rostim cuvinte frumoase, să rostim cuvinte de duh, să rostim cuvinte de încurajare, cuvinte de bucurie, dragii mei prieteni. Întrebarea este: sunt și eu pe lista acestor vieți de oameni? Este și numele nostru scris în cartea aceasta a campionilor? Sunt evanghelii care subliniază sau scot în evidență mai mult în natura umană a Domnului Iisus Hristos. Însă Evanghelia lui Ioan este ocupată sau este mai mult interesată în a evidenția natura divină a Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan are 879 de versete biblice, dintre care 450 de versete sunt propriile cuvinte ale Domnului Hristos. 50% din versetele cărții Evanghelistului Ioan vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Din acest motiv, Evanghelia lui Ioan este cea mai bogată sursă de informație despre viața, activitățile și trăirile Domnului Hristos pe acest pământ. O altă nuanță a acestei Evanghelii pline de prezența Domnului Hristos este faptul că deține 167 de întrebări, 15 profeții din Vechiul Testament împlinite, alte 44 de profeții care sunt în premieră în Noul Testament, 85 de versete care confirmă împlinirea profețiilor și 7 versete care sunt în stand-by sau în așteptare pentru împlinirea profețiilor cu caracter viitor. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, spunea Ioan, care dacă ar fi fost scris cu deamănuntul, cred că nici în lumea aceasta nu ar fi putut încăpea
cărțile care ar fi fost scrise. Amin, spunea Ioan în capitolul 21, versetul 24. Dragii mei prieteni, această declarație este cireașa de pe tort. Este declarația care arată cât de intensă a fost viața Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, marele campion, campionul campionilor. Ioan, ucenicul cel iubit, ne spune că dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, auziți, cu detalii, tot ce a făcut Domnul Hristos în lumea asta, n-ar fi putut încăpea în toate cărțile care au fost scrise până astăzi. Nu cred că este o declarație exagerată, o declarație pripită. Ce spune o pană inspirată? Dar când adevărul este primit ca adevăr de către inimă, el a trecut prin conștiință și a captivat sufletul prin principiile sale pure. Este plasat în inimă de Duhul Sfânt, care își dezvăluie frumusețea minții pentru că puterea sa transformatoare să fie văzută în caracter. Ce frumos, dragii mei prieteni! Prima dată este primit ca adevăr la nivel intelectual, după aceea este găzduit ca adevăr în inimă, este acceptat de conștiință, filtrat de conștiință, captivează sufletul, plasat în inimă de Duhul Sfânt, care îi dezvăluie frumusețea minții pentru ca puterea sa transformatoare să fie văzută în caracter. Harul meu este suficient pentru tine. Există o putere transformatoare, dragii mei, în dragoste. Când iubirea lui Dumnezeu domnește în inimă, ea aduce toate puterile noastre în ascultare de voința sa și le reînrolează în serviciul său activ de caritate. Doctrinele ne ajută la înțelegerea binelui și trasează calea către cer, dar schimbarea firii noastre egoiste este un proces care se petrece fără să băgăm de seamă. Preocupați de frumusețea de caracter a Domnului Iisus Hristos și absorbiți de dragostea pe care o avem în noi pentru El, pur și simplu pierdem reperele propriilor noastre coordonate intelectuale. Euul dispare de pe radarul listei noastre de priorități. Orgoliul este total uitat, complet acoperit de extraordinara revelație a caracterului dumnezeiesc, a Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. La începutul demonstrației de forță folosită de Nebucadnețar, dacă vă aduceți minte, în Valea Dura, statuia de aur a fost în prim plan, dar n-a durat mult. După ce campionii au ieșit în evidență, după ce campionii au îndrăznit să nu fie ca ceilalți, ei au ieșit din anonimat și au acceptat să vină în finala de la super grea ca să lupte împotriva celui care arunca mănușa, împăratul Nebucadnețar. Din nefericire, acum, trântit la podea, Nebucadnețar îi vede pe cei mai puternici soldați ai săi arși de propriul foc. Când se întâmplă aceasta, toată lumea întoarce spatele statuii de aur și privește la cei trei campioni și la antrenorul lor care mergea cu ei în foc, Domnul Iisus Hristos. Mergeau liberi. Împăratului i s-a furat show-ul. El însuși, dominat de penibilitatea fricii, s-a întors cu spatele spre statuia pe care el o făcuse pentru închinare și se uita cu atenție să privească cel care avea să-l descrie. Nu este oare al patrulea unul care seamănă cu Fiul lui Dumnezeu? De unde știa Nebucadnețar ăsta cum arată Fiul lui Dumnezeu? Păi îl văzuse în vis. Dumnezeu se descoperise și se revelase marelui încăpățânat Nebucadnețar. Dar n-avea el timp să mai reflecte la frumusețea de caracter a Mântuitorului. Și iată-l în Valea Dura, un învins în loc de campion. Cine a stat în picioare? Cine a primit coroana? Cine a primit garanția? Cine a primit asigurarea? Aceea a căror minte n-a fost biruită de frică, aceea a căror minte a fost insuflată de credință, prin credință și declarată cu propriile lor cuvinte, chiar dacă nu ne va scăpa, împărate, să știi că noi tot nu ne vom închina. Dragii mei prieteni, credința celor trei tineri s-a întărit în timp ce declarau că Dumnezeu va fi glorificat în actul eliberării lor. Uitându-ne la Domnul Iisus, suntem adăpați din acea viță de vie și fără să calculăm ceva, prieteni, voința noastră este absorbită în voința Lui, în voința Domnului Hristos. Această unire sufletească și intelectuală, de fapt, produce fenomenul pe care îl predicăm mereu și anume transformarea individului după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Din nou la titlu, Vieți de oameni, este subiectul nostru, nu-i așa? Scanăm ce a fost înainte și ce vine după noi, dar nu ne scanăm prezentul în speranța de a evita riscul de a ne vedea pe noi, prieteni, în adevărata lumină a realității cu privire la cine suntem, cu privire la identitatea noastră ca oameni. În Evanghelia lui Ioan este evidențiată coliziunea păcătosului de gradul zero,
cu legiuitorul Harul. Să vedem. Știți când s-a întâlnit Domnul Hristos cu banca acuzatorilor și au adus o femeie prinsă în adulter? Domnul Hristos a început să scrie jos ceva. Biblia spune că scria păcatelor celor care aveau pietrele în mână. Expresia anamartedos din greaca veche confirmă ceea ce mi-a atras atenția. Când Domnul scrie pe nisip păcatele acuzatorilor cu pietre în mâini, nu scrie păcate care aveau sau erau diferite în natură, ci scrie exact aceleași păcat despre care ei sau pentru care ei aveau piatră în mână acum. Iisus scria jos, cu punct și virgulă, ce uitaseră acuzatorii despre ei înșiși și ce nu știa lumea. Lecția pe care am învățat-o din viețile acestor oameni este aceea de a nu disprețui pe cei care sunt în noroi, dar care nu aruncă cu noroi. Această femeie era în noroi, dar nu arunca cu noroi nimeni. Dumnezeu nu cheamă în lucrarea sa oameni calificați, dragii mei prieteni, ci califică pe cei care îi cheamă să lucreze pentru El. Du-te și nu mai păcătuie. Este cel mai frumos mesaj, cel mai balansat mesaj pe care Domnul Hristos l-a avut de dat unui, nu numai unei femei găsite în fața justiției fără har, dar în fața celor care erau nerăbdători să aplice justiția de asemenea. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar nu mai păcătui. Și o pană inspirată spune, parabole Domnului Hristos, dacă nu mă înșel, când voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atotputernic. Auziți dumneavoastră, dragii mei prieteni, când voința noastră este unită cu voința Domnului Hristos, voința noastră devine atotputernică și noi ne putem opune păcatului. Tot ceea ce la porunca sa trebuie făcut poate fi adus la îndeplinire în și prin puterea sa. Când voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atotputernică. Dragii mei prieteni, atunci când voința noastră slăbită de păcat este întărită de voința lui Dumnezeu, ajungem în situația să spunem nu păcatului. Bunul Tată cere să ne ajute în această seară să luăm în considerare această extraordinară promisiune. Voința mea, voința ta, voința noastră, unită cu voința Domnului Hristos, ne face să avem o voință atotputernică care se poate opune păcatului care este în rărunghii și în trilioanele de celule pe care noi le avem. Înainte de a concluziona, aș vrea să spun ceva interesant. Nu putem face bine fără a aduce o jertfă sau să aduc eu o jertfă care să nu mă coste nimic, spunea David, vă mai aduceți aminte? Așa că, dragii mei prieteni, mă alătur domnului Dan Negru, care posta un text destul de interesant cu care mă identific. Mi-au trebuit niște ani ca să descoper că sunt victorii care m-au coborât în cenușe și înfrângeri care m-au ridicat. Mi-au trebuit niște ani ca să descoper că pentru a străluci nu trebuie neapărat să sting lumina altora. Dragii mei prieteni, cred că aceasta este lecția cea mai deosebită pe care putem să o învățăm în viața noastră în această seară. Știți, spuneam, nu putem face niciun bine fără a aduce o jertfă. Știți, aici în Columbia am avut șansa să petrecem împreună vreo 21 de lucrători al lui Dumnezeu de peste toate părțile pământului și venea sabatul, era o vineri după amiază și trebuia să-mi fac pantofi cu cremă, foarte mult praf, nu sunt șosele, nu există parfum, apa cuțărâită, cum se zice, dar mulțumim Domnului Hristos pentru amabilitatea frăților de aici din Columbia, oameni cu inimi mari, oameni cu inimi pline de dragoste. Când mă uit la ei, la frățiorii noștri de aici, îmi aduc aminte de calitatea frățească, calitatea frățietății pe care noi aveam înainte de căderea comunismului, când oamenii împărtășeau o coajă de pâine împreună, când se adunau pe la case, când se rugau în timp ce securitatea venea după noi și ne băga pe unde ne băga. Dragii mei, așa de curată, de cinstită și de onestă este societatea din Columbia pe care o întâlnim aici. Cei care au mofturi, care au ifose, ar trebui să iasă un pic 3 săptămâni din România, să meargă undeva pe mahalalele Africii sau Americii Latine sau undeva în Asia, ca să vadă ce înseamnă greul și să-l compare cu luxul pe care noi îl avem în România. Și atunci cred că toate murmurile se vor încheia.
Și mă întorc la ideea aceasta. Venea sabatul, trebuia să-mi fac pantofii cu cremă și am observat că pantofii unui coleg care nu era prezent în camera în care dormeam avea ca pantofii mult mai murdari și mai prăfuiți decât ai mei și mă gândeam că ar trebui ajutat. Venea timpul, era împotriva noastră și cineva îmi suflă, mă mirați, wow, ce murdari sunt pantofii colegului meu. Și un prieten, un coleg de-al meu spune, da, dar știi de unde vin pantofii ăștia? Vin din insule Fiji, de acolo unde oamenii umblă cu frunza, unde oamenii n-au timp să se spele de 3 ori pe zi, să spele dinții, să pună pe Facebook. Acolo, de acolo vine colegul nostru, unde țânțarii te pot înțepa de nu știu câte ori pe zi ca să iei malarie sau febră galbenă. Omul ăsta nu era preocupat de, sau impresionat de aparențe, nu? M-a impresionat, sincer, când mi s-a spus, prietenul și colegul meu părea să nu fie atât de preocupat de cosmetica exterioară așa cum eram preocupat eu. Asta ce înseamnă? Să umblăm murdari? Nu. Dar trebuie să nu judecăm pe oameni după aparențe. Și m-am gândit că este mai bine să-i fac pantofii lui întâi și după aia să-i fac pe mei. În timp ce îi făceam pantofii, n-am observat că buretele care absorbea lichidul negru nu mai funcționa foarte bine și m-am trezit cu niște pete negre pe cămașa care mi era foarte dragă. Am înțeles atunci că nu există niciun bine pe care să-l facem fără să aducem o jertfă, dragii mei prieteni. Așa că făcând pantofii altuia, având grijă de grădina altuia, luptând în mod neegoist și fără interes pentru drepturile altuia, putem absorbi pete negre pe cămașa albă pe care o purtăm. Domnul Hristos ne-a dat rețeta descrierii a cine suntem noi, ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Oricine face bine, face pentru el un bine. Orice bine pe care îl facem va produce o jertfă a unor pete negre. De fiecare dată când vrei să scoți un om din noroi, vei fi mânjit de noroi. Aceasta este lecția pe care o învățăm în fiecare seară, vineri. Să înțelegem că un lucru extrem de important este. Am trecut în viață, am trecut în necazuri și mi-au trebuit niște ani ca să descopăr că sunt victorii care a trebuit să mă coboare în cenușe, sunt înfrângeri care m-au ridicat. Mi-au trebuit niște ani să descopăr că pentru a străluci sau a face cuvântul lui Dumnezeu să strălucească, nu trebuia neapărat să sting lumina altuia. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, Bunul Tată din cerul să ne ajute, dragii mei prieteni, ca să învățăm din lecțiile acestor oameni, vieți de oameni care au trecut prin Scriptură, au avut momentele lor de prăbușire, s-au ridicat de la pământ după ce au fost făcuți cheo și declarația lui Jack Dempsey, care spunea, un campion este acela care se ridică când nu mai poate, a fost împlinită profetic. Bunul Tată Ceresc să facă ca Bunul Tată Ceresc să ne ajute și pe noi, ca fie că suntem trândiți la podea, fie că suntem în ring, să nu lăsăm niciodată garda jos, ca David, Petru și cei din Biblie, care au fost finalmente campioni și sunt declarați campioni. Bucuria noastră în această seară este că și noi suntem oameni supuși acelor slăbiciuni, ca și acești campioni ai Scripturii, și care de 7 ori căzuți la pământ, totuși găsim puterea de a ne ridica. Când? Atunci când voința lui Dumnezeu este unită cu voința omului, sau mai bine zis, atunci când voința omului este unită cu voința lui Dumnezeu. Vă salut din toată inima în această seară, urându-vă un sabat binecuvântat de aici din Columbia și sper ca prin harul Domnului Hristos să ne putem întâlni pe calea undelor vinerea viitoare. Și pentru că tot este sabat, aș vrea să vă reamintesc căci mâine dimineață la ora 9:30 ne întâlnim din nou în persoană sau pe calea undelor în comunitatea noastră din Bucov. Vreau ca să transmit o invitație cordială celor care doresc să asculte Cuvântul Dumnezeu la ora 11 și urmând ca după amiază să existe un program de laudă în contextul în care sunt răni de vindecat, sunt suflete de încurajat și sunt bolnavi pentru care să ne rugăm. Înainte de a ne despărți, vă invit la un moment de rugăciune. Iubitule Tată din ceruri, Eternule Tată, Dumnezeu plin de răbdare pentru fiii oamenilor, în această seară, copleșiți de simțul nevredniciei, comparându-ne cu viețile de oameni a acestor nume din Scriptură, venim înaintea ta, Tată Ceresc, să-ți mulțumim că ne iubești, să-ți mulțumim că ți-ai dăruit viața pentru noi, ne-ai iubit și n-ai obosit să ne ierți.
să ne păsuiești și să ne aștepți în continuare până în ziua de astăzi. Te rugăm, nu aur, nu argint, nu bani, nu avere. Ceea ce te rugăm în această seară este cel mai prețios lucru pe care noi l-am luat la inimă. Dă-ne, Doamne, voința Ta. Unește Tu voința Ta cu voința noastră să putem spune nu păcatului. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin.